De-a lungul veacurilor, Biserica Ortodoxă a păstrat cu sfințenie întregul tezaur de întâmplări și învățături. În prolog și în Mineiul cel Mare, cărți ce cuprind pe lângă viețile sfinților și anumite fragmente, ilustrând virtuți creștine și cuvinte de învățătură creștină, citim și despre cearta Sfântului Apostol Petru cu Simon Vrăjitorul. Sfântul Petru, când a venit în Roma și s-a înștiințat că acel Simon se numea pe sine Hristos și făcea înaintea poporului minuni multe, s-a aprins de râvnă și a mers în casa lui Simon, unde a găsit pe mulți stând la poarta lui, care îl opreau pe el a intra înăuntru. Iar Petru a zis către dânsii: „Pentru ce mă opriți a intra la vrăjitorul cel amăgitor?” Iar ei au zis: „Nu este vrăjitor, ci este zeu puternic și a pus paznic la poarta sa, care știe gândurile omenești.” Acestea spunând, au arătat apostolului un câine negru ce zăcea la poartă, zicându-i: „Acest câine omoară pe toți cei ce gândesc nedrept despre Simon.” Iar Sfântul Petru a zis: „Eu grăiesc adevărat pentru el că Simon este de la diavol.” Deci, apropiindu-se, a zis câinelui: „Mergi și spune lui Simon că Petru, apostolul lui Hristos, vrea să intre la tine.” Și mergând câinele, a spus cu glas omenesc lui Simon ceea ce îi poruncise Petru. Și toți, văzând și auzind pe câine vorbind omenește, s-au înspăimântat. Iar Simon, asemenea, pe același câine l-a trimis, zicându-i: „Să intre aici, Petru.” Și intrând Petru, Simon a început a face năluciri înaintea poporului, fiind Petru de față. Iar Sfântul, cu puterea lui Hristos, a arătat minuni și mai mari. Și ce minuni! Din minunile cele multe, Hegesipos grecul, istoricul bisericesc cel mai vechi, care a viețuit aproape de apostoli, pomenește una singură. Unei văduve oarecare din Roma, de bun neam, care se trăgea din seminție împărătească, i-a murit fiul de vârstă tânără și maica lui plângea pentru el cu tânguire. Iar cei ce o mângâiau pe ea și-au adus aminte de bărbații care s-au arătat în Roma, adică de Petru și de Simon Vrăjitorul, că înviază morții. Deci îndată au chemat unii pe Petru, iar alții pe Simon, să vină la acel mort. Acolo se adunaseră și oameni cinstiți și mult popor ca să petreacă pe cel mort la mormânt. Și a zis Sfântul Petru lui Simon Vrăjitorul, care se mândrea cu puterea sa înaintea poporului: „Cine dintre noi va învia pe acest mort, toți să creadă învățăturii aceleia ca fiind adevărată.” Iar poporul a lăudat cuvântul lui Petru. Deci Simon, nădăjduind spre meșteșugul cel vrăjitoresc, a zis către popor: „De voi învia eu pe acel mort, apoi veți ucide pe Petru.” Iar poporul a strigat zicând: „Îl vom arde de viu înaintea ochilor tăi.” Și apropiindu-se Simon de patul mortului, a început a-și face vrăjile sale și prin lucrare diavolească a făcut astfel că mortul și-a mișcat capul. Și îndată poporul a început să strige: „Tânărul este viu, a înviat mortul.” Iar pe Petru voiau îndată să-l arunce în foc. Apostolul însă, făcându-le semn cu mâna, îi ruga să tacă. Deci poporul tăcând, el le-a zis: „Te este viu tânărul, apoi să se scoale, să vorbească și să umble. Iar până ce aceasta nu o veți vedea, să știți cu adevărat că Simon vă înșală cu nălucirile și arătările sale.” Iar Simon, umblând mult împrejurul patului și chemând diavolul cu puterea lui, nimic n-a putut spori. Deci, umplându-se de rușine, voia să fugă, dar poporul l-a oprit. Iar Sfântul Petru, ca unul iscusit într-un lucru ca acela, care înviase pe Tavita cea moartă și făcuse și alte minuni preaslăvite, acela stând de departe și-a ridicat mâinile spre cer și, înălțându-și ochii în sus, se ruga: Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne-ai poruncit nouă zicând: cu numele meu pe cei morți să înviați. Deci mă rog Ție, înviază pe acest tânăr mort, ca să cunoască popoarele acestea că Tu ești adevăratul Dumnezeu și nu este altul afară de Tine, care viezi și împărătești împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin. Astfel rugându-se, a strigat către cel mort zicând: Tânărule, scoală! Domnul meu Iisus Hristos te înviază și te tămăduiește pe tine. Și îndată mortul, deschizându-și ochii, s-a sculat și a început a umbla și a grăi. La această povestire a lui Hegesipos, Marcel Romanul, care mai înainte fusese ucenic al acelui Simon Vrăjitorul, iar apoi a fost luminat de Sfântul Petru prin credință și prin Sfântul Botez, într-o scrisoare a sa către sfinții mucenici Nereon și Arhilie, scriind despre aceea, adaugă că tânărul care a înviat, căzând la picioarele lui Petru, striga: Am văzut pe Domnul Iisus poruncind îngerilor ca pentru rugăciunile tale să mă întoarcă pe mine maicii mele celei văduve. Atunci tot poporul a început a striga zicând: Unul este Dumnezeu pe care îl propovăduiește Petru. Iar Simon Vrăjitorul, cu nălucirea sa, făcându-și cap de câine, fugea. Însă poporul l-a prins și unii voiau să-l ucidă cu pietre, iar alții să-l ardă. Dar Sfântul Petru i-a oprit zicându-le: Domnul și învățătorul nostru ne-a poruncit să nu răsplătim rău pentru rău. Lăsați-l să meargă unde va voi, că destul îi este lui rușinea, ocara și cunoștința neputinței sale, că nimic nu pot vrăjile lui. Iar Simon, fiind liber, zice Marcel Romanul, a venit la mine, socotind că eu nu știu de acel lucru minunat ce se făcuse, și a pus la ușa casei mele un câine mare, legat cu lanți de fier, zicând către mine: Voi vedea dacă va veni Petru la tine, precum s-a obișnuit. După un ceas, Sfântul Petru a venit la ușă și, dezlegând acel câine, a zis către dânsul: Du-te și spune lui Simon Vrăjitorul să înceteze a înșela cu lucrarea cea diavolească pe oameni. Deci câinele, ducându-se, a grăit lui Simon cu glas omenesc, spunându-i cele poruncite de apostol. Iar eu, auzind și văzând aceasta, zice Marcel, am ieșit de grabă în întâmpinarea Sfântului Petru și l-am primit cu cinste în casa mea, iar pe Simon Vrăjitorul și pe câinele acela i-am gonit afară. Iar câinele, nevătămând pe nimeni altul, s-a repezit numai la Simon și, apucându-l cu dinții, l-a trântit la pământ. Iar Petru, privind la aceea pe fereastră, a poruncit câinelui în numele lui Hristos să nu vatăme trupul lui Simon. Deci câinele, nevătămându-i trupul, i-a rupt toate hainele de pe dânsul, încât nicio parte a trupului lui nu mai rămăsese acoperită. Deci poporul, văzând aceasta, striga împotriva lui Simon, ocărându-l și batjocorindu-l. Și l-au izgonit din cetate împreună cu acel câine. Iar Simon, pentru niște rușini și înfruntări ca acestea, un an întreg nu s-a mai arătat în Roma, până când a fost lăudat de înrăutățitul de cei răi înaintea lui Nero împăratul. Atunci Nero, căutându-l pe el, l-a iubit foarte mult și l-a făcut prietenul său. În prolog și în Mineiul cel Mare se mai povestește despre Simon și că a poruncit să fie tăiat, făgăduind că a treia zi are să învieze. și a pus în locul său sub sabie un berbece, făcându-l pe el om prin nălucire, și a fost tăiat berbecul în locul lui. Iar Sfântul Petru, gonind diavoleasca nălucire de la berbecul cel tăiat, a vădit lucrul cel mincinos al lui Simon, cunoscându-se de toți că nu Simon are capul tăiat, ci berbecul. Iar despre biruința desăvârșită a Sfântului Petru asupra acelui vrăjitor și despre pierzarea lui, de toți se scrie cu un glas astfel: Simon Vrăjitorul, neputând într-un nimic să biruiască pe apostolul Petru, nici să sufere mai mult înfruntarea și rușinea sa, s-a făgăduit că se va înălța la cer. Deci, adunând el toată puterea diavolilor care îi slujau, s-a dus în mijlocul cetății Roma și, suindu-se pe o zidire înaltă, având capul încununat cu cunună de dafini, a început din înălțime, cu mânie a grăi către popor: Romani, deoarece până acum ați petrecut în nebunie și, lăsându-mă pe mine, ați urmat lui Petru, acum și eu vă voi lăsa și nu vă voi mai apăra cetatea aceasta. Deci voi porunci îngerilor mei ca în fața voastră să mă ia în mâinile lor și mă voi înălța la Tatăl meu din cer, de unde voi trimite mari pedepse asupra voastră, că n-ați ascultat cuvintele mele, nici n-ați crezut lucrurilor mele. Acestea zicându-le, vrăjitorul Simon a plesnit din mâini, s-a înălțat în văzduh și a început a zbura și a se sui spre înălțime, înălțându-l pe el diavolii. Iar poporul, mirându-se, zicea: Acest lucru este de la Dumnezeu, ca să zboare cu trupul prin văzduh. Atunci, marele apostol Petru a început a se ruga în auzul tuturor, zicând: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, arată înșelăciunea acelui vrăjitor, ca să nu smintească popoarele care cred în tine. Apoi iar a strigat zicând: Vouă, diavolilor, vă poruncesc în numele Dumnezeului meu să nu-l purtați mai mult, ci să-l lăsați acolo în văzduh unde este acum. Atunci diavolii cei certați de apostol îndată au fugit de la Simon prin văzduh și ticălosul vrăjitor a căzut jos, precum odinioară a căzut diavolul cel lepădat din cer, și astfel i s-a sfărâmat tot trupul. Iar poporul, văzând acestea, a strigat multă vreme zicând: Mare este Dumnezeul propovăduit de Petru! Într-adevăr, nu este altul afară de acela, Dumnezeu adevărat! Iar vrăjitorul, căzând, deși se zdrobise foarte rău, era încă viu după rânduiala lui Dumnezeu, ca să cunoască neputința și ticăloșia sa cea diavolească, să se umple de rușine și să înțeleagă puterea lui Dumnezeu cel atotputernic. Și zăcea sfărâmat pe pământ, suferind dureri cumplite în toate mădularele și fiind de râs la tot poporul. Iar a doua zi și-a lepădat spurcatul său suflet, dându-l în mâinile diavolilor ca să-l ducă în iad la tatăl lor, Satana. Iar Sfântul Petru, după căderea lui Simon, stând la un loc înalt și făcând semn cu mâna poporului care striga să tacă, a început a învăța cunoștința adevăratului Dumnezeu. Și vorbind mult către dânsii, pe cei mai mulți i-a povățuit la credința creștinească. Aflând împăratul Nero de moartea cea rușinoasă a prietenului său, s-a mâniat pe Sfântul Apostol Petru și voia să-l ucidă. Dar acea mânie și răutate împărătească nu s-a săvârșit îndată asupra Sfântului Apostol, ci după câțiva ani, după cum spune Sfântul Simeon Metafrast. Căci după moartea lui Simon Vrăjitorul, Sfântul Petru n-a mai stat mult în Roma, ci, luminând pe mulți prin Sfântul Botez, le-a făcut biserică și, punându-le pe lin episcop, s-a dus la Parachin, unde a pus episcop pe Epafrodit. După aceea s-a dus în Sirmia, cetatea Spaniei, în care, punând episcop pe Epenet, s-a dus la Cartagina, cetatea Africii. Acolo, sfințind episcop pe Crescent, s-a dus în Egipt, în cetatea cea cu 7 porți, care se numește Teba, punându-l episcop pe Ruf, iar în Alexandria l-a pus episcop pe Marcu Evanghelistul. Apoi s-a dus iarăși în Ierusalim, având descoperire despre adormirea preacuratei Fecioare Maria. După aceea s-a dus în Britania. Acolo, petrecând multă vreme și aducând multe popoare la credința în Hristos, a văzut pe un înger care i s-a arătat zicându-i: Petre, s-a apropiat vremea ducerii tale din viața aceasta. Deci se cade să te întorci la Roma, unde, suferind moarte pe cruce, vei lua răsplătire dreaptă de la Domnul nostru Isus Hristos. Iar Petru, mulțumind lui Dumnezeu pentru aceasta, a mai zăbovit câteva zile în Britania, întărind bisericile și punând episcopi, preoți și diaconi. Iar în al 12-lea an al împărăției lui Nero, s-a întors iarăși în Roma. Deci mulți bărbați și femei din Roma, din cel mai bun neam și prealuminați și chiar din rânduiala senatorilor, s-au luminat prin credință și prin Sfântul Botez. Iar împăratul Nero avea 2 oarecare femei prea frumoase, pe care le iubea mai mult decât pe toate celelalte țiitoare ale sale. Dar acelea, primind sfânta credință, s-au întărit în viața cea curată și nu voiau să se supună voinței împăratului, care era pătimaș. Iar el, fiind prea fără de rușine în pofte și nesățios în fapte spurcate, s-a mâniat asupra întregii biserici a credincioșilor, dar mai ales asupra apostolului Petru, care era pricinuitorul întoarcerii la Hristos a celor 2 femei. Și aducându-și aminte pe lângă aceasta și de moartea lui Simon Vrăjitorul, care i-a fost prieten bun, căuta pe Petru ca să-l ucidă. Aici Ghisipos, istoricul bisericesc cel mai sus pomenit, scrie: Pe când Sfântul Petru era căutat spre ucidere, l-au rugat credincioșii să se ascundă și să iasă din Roma pentru folosul multora. Dar Petru n-a voit să facă aceasta nici de cum, ci dorea să pătimească și să moară pentru Hristos. Deci s-a întors iarăși la biserică și a fost prins de către ostași, care l-au dat spre moarte. Sfântul Petru a rugat pe răstignitorii săi să-l răstignească cu capul în jos și nu drept, cinstind într-o aceea pe Domnul său, care de voie s-a răstignit pe cruce, ca să nu semene aceluia într-o răstignire, ci sub picioarele lui să-și plece capul său. Astfel s-a sfârșit marele apostol al lui Dumnezeu, Sfântul Petru, prin moarte pe cruce, proslăvind pe Dumnezeu, pentru că, suferind multă durere din pricina piroanelor din mâini și din picioare, și-a dat sufletul său cel fără de prihană în mâinile lui Dumnezeu.